Monica Niculescu a câștigat sâmbătă turneul de la Guangzhou și a urcat de pe locul 60 pe 41 cu 1160 de puncte, informează site-ul WTATennis.com. Următoarea jucătoare din România în această ierarhie este Irina Camelia Begu, care a coborât de pe 53 pe 59. Sorana Cârstea se menține pe locul 84 cu 674 de puncte WTA, iar Alexandra Dulgheru a coborât de pe 99 pe 103 cu 551 de puncte. În top 100 se mai află Cristina Andreea Mitu, în urcare de pe 165 pe 151 cu 380 de puncte WTA. La dublu, cel mai bine clasată sportivă din România este Monica Niculescu, care se menține pe locul 39 cu 1940 de puncte. În top 100 se mai află Irina Camelia Begu, care a urcat de pe 74 pe 53 cu 1399 de puncte WTA după ce a câștigat împreună cu Lara Aruabarena din Spania turneul de la Seul. Tot în urcare se află și Raluca Ioana Olaru, care se poziționează pe locul 73 cu 1110 puncte WTA.